Fica tudo certo. Olha onde estamos na mão dos galários. Eles sincronizaram essas fotos. Tipo, ó. Tá prosto de um nome, custa de prosto. Posso mais não vender, ó. Ați obositați? Eu vreau să vă salut pe toți reprezentanții mass media și vă mulțumesc că ați venit după o zi destul de încărcată. Dar am luat decizia să vă invit pentru a vă comunica și prin intermediul dumneavoastră tuturor cetățenilor Republicii Moldova despre decizia oficială pe care am luat-o ca urmare a consultărilor de astăzi cu fracțiunile parlamentare din Parlamentul Republicii Moldova, acele discuții, consultări, care au avut ca scop să găsim o soluție la ieșirii din criza politică creată. Am sperat că totuși va începe un dialog între fracțiuni. Am să știți, eu am sperat că o să fie o coaliție între PSRM și acum. Ați văzut poziția destul de categorică a celor din ACUP, de fapt un ultimatum și un pas care mă face să cred că totuși abordarea celor din blocul acum este că se dorește să se meargă la anticipate. Ați văzut că PD tot nu vede posibilitatea să facă cu cineva vreo coaliție în Parlamentul Republicii Moldova, iar Partidul Șor, de asemenea, vrea alegeri parlamentare anticipate. Ca președinte al țării, care are mandatul poporului și conform normei constituționale, am decis să înaintez o candidatură la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Până la citirea decretului, vreau să spun câteva lucruri. Că am luat decizia să înaintez o persoană profesionistă, tehnocrată, o persoană care nu face parte și nu a făcut parte din niciun partid politic, o persoană care, în opinia mea, ar putea să facă față acelor provocări majore care sunt, la moment, în fața Republicii Moldova. Suntem în preajma perioadei rece anului, suntem la început de iarnă și nu putem să ne permitem ca această situație de criză politică să dureze prea mult. Oamenii vor să aibă claritate ce facem mai departe. De aceea, perioada de suspans pe care poate cineva și-o dorește din deputații din Parlament sau din cei care sunt încă în exercițiu în funcție de prim-ministru și de miniștri, eu nu vreau să fie prelungit. Dar nici nu are niciun sens. Este votul de neîncredere acordat de Parlament, trebuie să ne mișcăm mai repede. Adică am constatat, guvernul este demis, am constatat că partidele nu vor să facă nicio fel de coaliție, nu este majoritate parlamentară și nici nu va fi. Sunt absolut poziții diferite. În această situație, președintele țării trebuie să lanseze procesul. Și am înaintat această candidatură în speranța că fiind un profesionist, va fi susținut de mai mulți deputați din Parlament. Ați auzit astăzi că socialiștii sunt gata
Să susțin o candidatură propusă de mine, adică 36 de voturi avem. Vedem ce vor face ceilalți deputați. Candidatura pe care am desemnat-o astăzi prin decret are la dispoziție 15 zile pentru a forma lista cabinetului de miniștri, programul și de a veni cu această abordare pentru a obține votul politic în Parlament. Eu vreau să-i sugerez domnului prim-ministru desemnat să nu piardă timp. Norma constituțională presupune 15 zile. Eu îi sugerez și îl rog să se miște mai repede. Pentru că timp nu este. Și atunci când va fi gata, conform procedurii, să solicite de la Parlament și să meargă la Parlament. În caz dacă nu va obține votul din credere a majorității deputaților aleși în Parlament, este procedura stabilită, atunci țara riscă să fie aruncată în alegeri parlamentare anticipate. Cei care vor vota împotrivă să-și asume în fața oamenilor cheltuielile și riscurile legate de alegerile anticipate. Eu, în calitate de președinte, am făcut tot posibilul. Socialiștii au susținut. Restul, câți deputați mai sunt în Parlament? 101-36, câte sunt? Câte sunt? Cine numără? Restul, 65, să-și asume toate riscurile legate de alegerile parlamentare anticipate. Sau să voteze guvernul tehnocrat pe care l-am propus. Eu o să dau citire la două decrete. Al doilea va fi cu candidatură. Primul. Decret privind demisia guvernului. În temeiul articolului 103 alineatul 2 și articolul 106 din Constituția Republicii Moldova. Articolul 13 din legea privire la guvern. Și al hotărârii Parlamentului numărul 145 din 12 noiembrie 2019 privind exprimarea votului din încredere guvernului, președintele Republicii Moldova decretează. Se constată demisia guvernului, articolul 1. Articolul 2. Guvernul, până la depunerea jurământului de către membrii noului guvern, va îndeplini numai atribuții de administrare a treburilor publice. Articolul 3. Prezentul decret intră în vigoare la data semnării. Și următorul decret care a fost semnat astăzi. Decret privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru. În temeiul articolului 98, alineatul 1 și alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova, președintele Republicii Moldova decretează articolul 1. Domnul Ion Ticu se desemnează în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru și se autorizează să întocmească programul de activitate și lista guvernului și să le prezinte Parlamentului spre examinare. Prezentul decret intră în vigoare la data semnării. Cu Doamne ajută, înțelepciune aleșilor locali, aleșilor parlamentari, aleșii poporilor, cum se numesc ei, sluga naroda, să ne numește, pentru a lua o decizie corectă în interesul cetățenilor. Vă mulțumesc și seară bună! De a nu face alianțe cu partidele oligarhice,
Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor. Deputații blocul acum pe de parte și deputații bloc, deputații Partidului Socialiștilor pe de altă parte, semnează acordul. Că te duci la interviu la Natasha Morar, mai bine să-i divar cu un procuror decât cu Natasha Morar. Politica Nataliei Morar, de luni până joi, la 21:30, doar la TV8.